Astăzi vom testa 10 curiozități nebune în 24 de ore, începând cu... Să vedem câte pătrățări are o plasă de fotbal din aia și sunt tare, tare curios să vedem dacă în primul rând ne lasă să intrăm. Și în al doilea rând să văd câte pătrățări are. Scrieți și voi în comentarii câte credeți înainte și acum hai să mergem. Am ajuns la plasa de fotbal, băi, și acum hai să numărăm, sunt tare, tare curios. Nu sunt pătrățele, sunt hexagoane, nici nu știu ce sunt, dar hai să vedem câte sunt. 1... 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15. Am continuat să număr și n-a fost ușor, dar am aflat că o parte laterală are exact 360 de pătrățele. Și acum partea grea, partea asta, gen. Bine, mă! 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13. Și până număr eu aici am văzut că peste 86% dintre voi nu sunteți abonați, așa că m-ar ajuta super mult dacă ați apăsat butonul de subscribe și ați da un like aici ca să facem peste 1000 de like-uri. Și revenind la clip, le-am numărat în cele din urmă, ne-au stropit stropitorile alea, nu mai zic nimic și am aflat că... Bun, băieți, deci pe partea asta avem Michael Jackson. Mamă, ce m-au dat cu... Aoleu! Deci pe partea asta sunt 2064 de pătrățele și pe partea aia 360. 4 și mai 3 să numărăm partea de sus. Sper să nu ne udăm și mai tare de atât, dar hai să vedem. Ca de obicei am numărat aici, n-a fost așa greu pentru că nu ne-a stropit. Am făcut calcule și... Poarta de fotbal are exact 3746 de pătrățele. Acum hai să trecem la următoarea curiozitate că ne-am udat vai de capul nostru. Următoarea curiozitate, băieți, este să vedem câte tachisuri se află într-o pungă, pentru că mi-a cerut foarte mulți dintre voi în comentarii la clipurile alea cu Mitsu Taro. Și eu am lăsat comentariu, nu mi-ai dat inimă. Și eu zic să începem să numărăm înainte de toate. Crezi că o să o răspundă Mitsu? Da, bă. Crezi că o să o răspundă Mitsu? 1, hai că poți. 2, 3, bravo, mă, hai că e greu. 4, haide. Scrieți și voi în comentarii câte tachisuri credeți că se află într-o pungă și într-un final am aflat că... Deci 21,5 de tachisuri putem spune că se află într-o pungă. Hai la următoarea curiozitate. În timp ce mă plimbam, am văzut un copac cu fructe și brusc m-am gândit, păi da, oare câte fructe are un copac? Hai să începem să numărăm. 1, 2... Scrieți și voi în comentarii câte vișine credeți că are un copac și o să vă dau o inimioară. Cam așa arată 100 de vișine. Am continuat să număr, la un moment dat m-am urcat chiar și în copac și sincer nu știu cum am reușit să scap cu viața de acolo și am umplut boluri peste boluri. Cam așa se prezintă 500 de vișine. Ne ducem să golim bolul și revenim. Am continuat să număr, bineînțeles. Cred că am stat o oră sau chiar mai mult în total acolo. Nu știu sincer dacă le-am numărat pe toate din copac, dar pe astea le-am văzut eu. Și într-un final... Acesta este ultimul bol de vișine și putem spune că un vișine are exact 3633 de vișine. Cel puțin atât are al meu. Uitați, gene, gol, nu mai are nimic în el. Și acum hai să trecem la următoarea curiozitate. Acesta este un porumb și următoarea curiozitate este să numărăm câte bobițe are un porumb. Am primit de multe ori în comentarii. Porumbul ăsta l-am luat din piață la 3 lei ceva de genul și e prima oară când desfac un porumb în modul ăsta. Cam așa arată porumbul, băieți, l-am desfăcut și acum partea grea e să numărăm, dar hai să începem. 1, 2, am continuat să număr și în curând am ajuns la 29, 30. Era destul de greu să număr pentru că linile bobițelor erau destul de strâmbe, dar... 100, am ajuns la 100 de bobițe și de-abia am numărat 3 rânduri, deci sunt tare, tare curios să vedem câte sunt. Scrieți și voi în comentarii câte bobițe credeți că sunt și dați și acolo un like ca să atingem noi peste 500 de like-uri ca să vadă clipul ăsta Mitsu. În orice caz, cred că mi-au luat undeva la 5 minute să le număr pe toate și într-un final, puteți spune că un porumb ca acesta are exact 459 de boabe. Hai să trecem la următoarea curiozitate. Următoarea curiozitate, băieți, este să vedem câte fire are întreg stadionul ăsta de fotbal de iarbă și avem o tactică. Asta e faza. O să o numărăm pe un metru pătrat, o să o facem aici o arie de un metru pătrat, ca la matematică știți că mă descurc și după vom calcula. Am văzut că un stadion are ceva 17.000 de metri pătrat sau ceva de genul, o să o vedem și vom calcula și o să, oricum, pe un metru pătrat cred că sunt vreo peste 10.000 de fire, dar hai să vedem cum merge. Și avem această aplicație mirobolantă, așa putem spune. Punem punct aici. Aici ar veni un metru și un metru, așa, bun. Și o, băieți, o să număr câte fire sunt în această arie. Hai să vedem. Erau destul de mici, dar partea bună e că puteam să le iau în mână și le-am delimitat și... Am ajuns la 100 de fire, băieți, cam așa arată 100 de fire partea asta. De aici este infim pe lângă ce avem noi de numărat, dar hai să continuăm. 100, ok. Până număr, eu zic să trecem la următoarea curiozitate și o să revenim la asta un pic mai încolo. După ce am cules vișinele, m-am dus direct să fac duș pentru că eram plin de frunze pe mine și brusc m-am gândit, băi, dar oare câte pahare de apă trebuie ca să umpli o cadă? Următoarea curiozitate este să vedem câte pahare de apă ne trebuie ca să umplem o cadă, așa că hai să începem. 1, 2. Am încercat diverse metode, ba de la chiuvetă, ba de la robinet, dar ambele erau la fel de obositoare.
50 de pahare. Până la urmă mi-am schimbat strategia, n-a mai durat mult și am ajuns la 100 de pahare. Scrie în comentarii câte pahare crezi că o să-mi trebuiască și o să-ți dau o inimioară. De asemenea, nu uita să te abonezi ca să ajungi și noi 60.000 de abonați. Am ajuns la 200 de pahare și cadea s-a umplut cam pe un sfert, adică pot să spăl doar picioarele, până acum, să fim serioși. Încerc să fac altă tactică să vedem dacă ne iese. Avem un lighean aici plin cu apă și o să punem paharele direct din lighean, pentru că cred că o să meargă mai repede și am impresia că o să se strice robinetul ăla cât de curând posibil. Am încercat să fac tactica asta de câteva ori, nu prea a ieșit așa bine, dar acum hai să trecem înapoi la terenul de fotbal. Am ajuns la 321 de fire, deja e extrem de cald, nu știu dacă mai pot să rezist. 321 de fire pe o lungime. 321 321. Am numărat încă o dată și cealaltă latură, pentru că nu poți fi sigur, dar mi-a dat aproximativ la fel. Bun, băi, deci putem spune că area pe un metru pătrat de stadion este de 380 ori 321, vine 121.980 de fire pe un metru pătrat. Totul ori 7.140 de metri, mărimea standard a unui teren de fotbal. Nici nu știu să citesc numărul ăsta. Deci putem spune că pe un teren de fotbal se află exact 870.937.200 de fire de iarbă. Hai să trecem la următoarea curiozitate. Bă, nu știu ce să mai număr, frate. Mai vreo idee? Bă, numărește boabele de nisip dintr-o lingură, dacă tot o ai mână. Bă, uite aici, nisip, mai vreau să spune. Bun, așa, bun, așa, gata, perfect. Bun, băi, ți-am luat nisipul și acum urmează să număr cu robistul, pentru că e mult prea mult. Scrieți în comentarii câte credeți că sunt și acum eu zic să întindem așa un pic, facem jumătate. Marea asta ce o vedeți acum sunt exact 58 de minute de conținut și vreau să zic că am stat extrem de mult ca să fac challenge-ul ăsta. Cred că a fost cea mai dificilă parte a acestui videoclip. Și când credeam că lucrurile o să meargă mai bine, s-a întâmplat asta. 10.000, incredibil, doamne, 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 a stat o oră. Ca de genul, o oră jumate, bă, vezi că eu te las, hai că adu-te de mâncare, te pup, vin și eu într-o oră, două. Am rămas destul de demoralizat, dar n-am lăsat capul jos și am continuat să număr până când a trecut ceva de genul o jumătate de oră, o oră, nu mai puteam și a venit Robițu într-un final. Băi, Ștefu! 30.145. Cât? 30.145. Asta. Mai plec o oră. 30.145. Vrei ceva de mâncare? N-ai adus? Hai numărele, te rog eu, te rog eu, te rog! Număr, frate, câte, la câte ai ajuns? Asta aici a dat 5.000. Chiar l-am numărat, să mă uit. 30.145. Eu nu mai pot. 30.147, 30.148, 30.149. Am continuat numărătoarea, dar între timp hai să aflăm câte pahare ne trebuie ca să umplem o cadă de apă. Oficial, băieți, am ajuns la 700 de pahare și cada este cam aproape plină, uitați și voi, mare, super, super puțin, cred că un sfert. Și asta filmez în ziua nouă când încerc să dau de Mițu, până când o să facă un TikTok cu mine, eu o să numere ceva cu mine. Sper că eu din viitor ai reușit să dai de Mițu și acum hai să umplem cada asta. Bun, tutorial cum să umplim o cadă, prima oară. Dăm drumul, oprim. Punem. Ultimele pahare erau cele mai obositoare, dar într-un final am aflat că pentru a umple o cadă cu apă îți trebuie exact 1232 de pahare. Puh, hai să trecem la următoarea curiozitate. Oho, te pup! Funcția! Gata, șefilor, gata, am rezolvat, nu mai intră niciun nisip în ochi. În cele din urmă, după câteva ore de numărat, am aflat că într-o lingură de nisip se află exact 124.430 de boabe. Și acum hai să trecem la următoarea curiozitate, că m-a terminat challenge-ul ăsta. Suntem pe site-ul celor de la Mobile Foc și următoarea curiozitate este să vedem câte huse au pe întreg site-ul. Și dacă vreți și voi huse accesibile și de calitate, cumpărați-vă cu codul STEFU16 huse de pe Mobile Foc și aveți oferte de până la 50% reducere, 1 plus 1 gratis, puteți câștiga chiar și un BMW X6 și așa mai departe. Așa că fără alte cuvinte, hai să începem să numărăm husele. Am intrat pe prima pagina și primele modele ce ne apar sunt acest Chrome Bloods. 1, 2, 3. Am numărat huse de la toate modelele, printre care și husele lui Azteca. Mi s-au părut sincer foarte, foarte interesante și inedite și se potrivesc la minune cu orice telefon, dar pentru final am aflat că pe Mobile Foc există exact 794 de huse. Și așa de final, ultima curiozitate este să vedem în câte zile ne răspunde Mițu până când o să numere ceva cu mine. Dacă nu știați deja, am o serie pe TikTok în care încerc să dau de Mițu până când o să facă un TikTok cu mine ca să numere ceva. Cum am numărat în videoclipul ăsta diverse lucruri, așa vreau să număr și cu el într-un TikTok. Și pentru a face acest lucru posibil, am nevoie de ajutorul vostru și anume să-i dați like la video ăsta, să dați cât mai multe share-uri, ca algoritmul să împingă video ăsta cât mai sus la recomandate ca să-l vadă și Mițu. Și de asemenea, am nevoie să-i dați tag în comentarii ca să facem acest lucru posibil. Așa că
până data viitoare, eu am fost Ștefu, hai să sperăm că dăm demiți o dată, Doamne ajută, și ne auzim la următorul vlog. Pa, pa!